Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Percaduță, Nicoleta, Doina Roșca, Emilia Istrate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maria Braică, Mihaela, Sandu, sunteți foarte mulți, vă îmbrățișez cu drag, a voastră Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, înainte de a începe vlogul vreau să vă mulțumesc pentru live-ul de aseară unde am fost într-un număr foarte mare. În seara asta, tot așa, 9:30, 10, chiar și la 9, nu știu exact cum mă eliberez un pic, am o zi un pic mai grea. Săptămâna asta sunt foarte, foarte prinsă și s-ar putea să fie și câteva seri fără live. Nu știu sigur. Dar ca să știți cum stau lucrurile. Înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să fac un apel către jandarmul și Bianca. S-a văzut ieri cu ochiul liber. Ștefania este foarte supărată și deranjată de hate-ul pe care și-l ia. De ce? Că Sandra Sas și cu acolitele ei, în mod special ursoaicele și românașii, s-au împrietenit acum și cu bibișoarele și am înțeles că grupurile amazoancele sau amazoanele, nu știu cum, albinuțele, postează foarte urât la adresa Ștefaniei ca să o ridice pe Bianca, ele prelund-o pe Bianca ca și favorita lor. Nu mi se pare ok, demn de femei în toată firea să denigreze la modul ăsta un copil de 19 ani că și-a început viața sexuală la 10 ani, Ștefania, că este o mis de carton și vedeți că este unul, Bogdan Marcu, care postează pe amazoanele sau amazoancele, nu știu cum se numește grupul, oricum fostele ursoaice, dar din punctul meu de vedere o suspectez a fi Sandra Sas în spatele acelui cont, pentru că sunt expresiile ei, sunt faptele ei pe care le făcea și cu Robertica când era admina lui Robertica. Aduceți-vă aminte că acești susținători a lui Robertica denigrau toți concurenții care aveau clinciuri cu Robertica și acum această Sandra Sas cu acele conturi false vor să o denigreze pe Ștefania și să îl decadă pe Cosmin că n-a mai ascultat-o, spunând că ceva de genul s-a folosit de Bianca, că este un trădător și ceva de genul. Ca să vedeți până unde ajunge nebunia acestor femei de 50+, în momentul când nu faci ca ele, încep să dea în tine. Iar tu, Bianca, și tu, jandarmule, veți vedea că până la sfârșit vă vor bubui aceste admine. Așa că, dacă nu sunteți implicați și nu vă convine ceea ce fac ei în aceste grupuri, ieșiți public și exact cum a făcut și Cosmin, trebuie să vă deziceți de aceste persoane și să spuneți cu voce tare că nu sunt susținătorii voștri și că nu sunteți de acord să denigreze colegii voștri. Dacă nu, veți lua hate-ul pe măsură, considerând noi telespectatorii că vă convine ceea ce fac aceste femei tralala și că sunteți la fel ca el. Din punctul meu de vedere, stafful ar trebui să ia măsuri drastice în privința Biancăi și a jandarmului dacă se mai continuă cu astfel de acțiuni. Este inadmisibil ca aceste admine, dar de fapt sunt fanatice și nebune, pe bune, să se considere susținătoare, dar de fapt ele vor să-și arate puterea prin orgolii
și nebuneală și vor să atragă bani de la cei din străinătate care nu pot vota. Ele de asta și fac chestii de genul ăsta, interesul lor este să corupă foarte mulți telespectatori din străinătate, să-i facă pe acei telespectatori să le aprecieze favoritul lor, să o scoată în speță pe Bianca Fecioara Maria și pe jandarmul Iisus Hristos. Și ei, cei din străinătate, telespectatorii, să le trimită bani ca ele să spună că votează acești concurenți și de fapt să voteze un 5-10% din sumele pe care le strâng și restul să și le bage în buzunar. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă în această mafie. Această Georgeta Predică era în sezonul 2 cea mai cinstită și cea mai justițiară femeie, că ea nu suportă că a fost vulnerabilă și credulă să accepte mojiciile lui Chirteșiu și a celorlalți, ca acum să văd că s-a împrietenit și că de fapt ea este creierul, nucleul acestei mafii. Să-ți fie rușine, Sandra Sas, că ai tupeu și nesimțirea să-ți faci conturi false, că nu ești o femeie asumată, fapt că tu ai spus că eu am vorbit cu Georgeta Predică în condițiile în care tu ești, și să denigrezi o copilă de 19 ani ca să o ridici tu în slăvi pe Bianca. Bianca înseamnă că ești la fel ca această Georgeta Predică și zisă Sandra Sas și vrei să câștigi cu orice preț și ți-ai vândut demnitatea. Așa că un mare, mare dislike și jandarmul și Georgeta Predică și cu Bianca. Iar Violeta Lăcrămioara ar fi bine să nu mai intre în jocul acestor indivizi, Dan Andrei, Georgeta Predică și care mai sunteți, că atunci, cum te lauzi tu că ești femeie corectă și cinstită, se pare că nu. Se pare că tu denigrezi pe live-urile tale concurenții care nu sau nu v-au ascultat sfaturile și încep să ridici pe jandarmul și pe Bianca. Stau și mă întreb, ce calități ați văzut voi la jandarmul de-l ridicați atât de tare și o denigrați pe Ștefania și pe Cosmin? Eu da, dau cu toți de pământ în funcție de ceea ce văd în emisiune. Iar voi inventați, cum ați și spus acum, că Ștefania și-a început viața sexuală de la 10 ani, să vă fie rușine. Și vă mai întrebați de ce nu vă merge viața. De ce aveți o viață de tot rahatul? Din aceste motive. Eu repet că nu înțelegeți diferența. Eu îi cert pentru faptele pe care le vedem în emisiune. Nu stau să le impun ce să facă, să facă cum vreau eu în emisiune, să se cupleze, să se despartă, să atace, să inventez minciuni despre ceilalți concurenți. Eu nu susțin pe nimeni. Știe o lume întreagă. Acum mai nou, dragii mei telespectatori, a început ăsta Alin Teodor, care tot așa este și el un românaș înrăit, să spună că primesc informații de la Ștefania. Acum nu mai primesc de la doamna Mantea, primesc de la Ștefania. Numai băiatule, dacă o-i fi băiat, dar nu cred că ești băiat, că dacă aveai o în pantaloni, aveai o altă gândire. Eu susțin decât dreptatea și n-am să vă las să vă bateți joc de acești tineri și de noi telespectatorii și de munca acestor oameni care vor să facă o emisiune. Așa că un mare dislike și aștept răspunsul acestor concurenți impostori care au venit să ne arată ce vor să facă susținătorii lor. Să vă fie rușine. Vă aștept să ieșiți public și să vă deziceți de astfel de oameni care murdăresc grupurile și murdăresc imaginea celorlalți concurenți. Și chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, care sunteți de acord cu ceea ce spun eu și ați constatat și dumneavoastră că am dreptate, în momentul când vedeți postări de genul, nu comentați, nu dați like, treceți mai departe, să rămână doar ei cu conturile lor
și mi le trimiteți mie să le facem cunoscute, să audă și cei din staff și toți concurenții din casă să se ferească de astfel de concurenți impostori și răi care au susținători impostori și răi. Afară cu nesimțirea și cu obrăznicia acestor admine diabolice. Ce vedem, dragii mei telespectatori? Că Giulita este deranjată de Robi, că dă like-uri și la comentarii urcioase. Din punctul meu de vedere, are dreptate, nu este ok să încurajăm și mai ales ei ca și concurenți să încurajeze astfel de comentarii. Dar am văzut un lucru și este de bun augur, că poate și Giulita să vorbească frumos și să facă omul din fața ei să aibă respect și să-i răspundă la fel de frumos cum a spus și ea. Robi își dă seama că a gafat-o și a gafat-o urât rău de tot, își cere scuze și promite că nu se va mai întâmpla. De se poate când vrei să fii cu minte și să îți spui deranjurile frumos, vezi că îți primești și răspunsurile pe măsură. Tot frumoase și, ba din contră, l-ai făcut pe Robi să se simtă rușinat de ceea ce a făcut. Te apreciez, Robi, că ai avut asumarea necesară și că ai recunoscut și nu te-ai dat cum a dat-o Robertică din sezonul 2, că el n-a făcut, că el n-a adres. Tu ai recunoscut, bravo ție, și mi-a plăcut că ai spus că n-ai să mai faci și ți-ai recunoscut vina. De se poate când vreți. Bravo vouă și sper să nu mai văd, Robi, că faci chestii de genul ăsta. Iar tu, Giulita, se poate, bravo ție, uite, vezi când vrei, se poate să fii și femeie de bun simț și să știi cum să pui problema ca să-ți primești și aprecieri. Bravo, bravo, mă bucur când faceți fapte bune și aveți dreptate, vă laud din tot sufletul. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori? Larisa, care e deranjată de hate. Și că ea este corectă și că ea de asta nici nu a vrut să meargă, că este foarte reală și foarte corectă și din acest motiv nici nu a vrut să meargă cu jandarmul la date. Din punctul meu de vedere, Larisoaico, ești o mincinoasă, ești o falsă și cât vrei tu să pozezi de fata perfectă, ești de o răutate fantastică și foarte, foarte mincinoasă. Tu nu ai mers cu jandarmul la date, nu că ai avea principii, că dacă ai avea principii nu te-ai comporta așa și nu s-ar auzi multe despre tine. Tu n-ai mers cu jandarmul, că știm destul de bine, tu în emisiunea asta n-ai venit să te săruți, dar aminte să mergi la date peste noapte. Așa că nu te mai disculpa, iar hate-ul pe care ți l-ai luat, ți l-ai luat exact pe faptele tale. Noi nu suntem oamenii, majoritatea din telespectatori, care să criticăm aiurea în tramvai. Ah, că sunt câțiva care ăia inventează gen românașii și ursoaicele, albinuțele astea bibișoare de unde au mai apărut. E cu totul altceva. Dar majoritatea sunt oameni raționali, telespectatori raționali, care vă critică în funcție de ceea ce arătați voi în emisiune. Și atunci stai și înțelege, când ai fost lăudată, ai fost lăudată pe faptele tale. Când ai fost criticată, ai fost criticată tot pe faptele tale. Și nu mai da tu că eu sunt corectă și reală și lumea mă critică. Nu, fetiță, asta ai făcut. Asta ai primit. Ce m-a deranjat cel mai tare? Patrick. Patrick care spune că pe el nu-l interesează părerea telespectatorilor. Păi măi, Patrick, din punctul meu de vedere, tu l-ai acuzat pe Laurențiu cu ceea ce faci și tu acum, ce ai făcut un pic mai devreme. Păi tu nu te interesează de părerea telespectatorilor, dar când faci provocări pe TikTok, ai... Cer la telespectatori să te susțină și să-ți doneze, iar voturi vrei tot de la telespectatori. Păi și atunci, de ce nu ții cont când telespectatorii sunt lângă tine și te critică când ești obraznic și te laudă când dai motive de lăudat? Păi cum facem, Patrick? Îți convine doar când ți se donează? Păi atunci ești și tu pervers ca Laurențiu.
scuză-mă pe mine, un mare, mare dislike, măi, Patrick. Și vezi că de câteva zile încep să o dai în bărci. O încurajezi pe Giulita să fie obraznică, te dai pe lângă Larisa, dar tu n-ai nicio treabă cu Larisa și atunci s-ar putea să-ți primești și tu hate-ul pe măsură, în funcție de ceea ce faci. Acum, faza cu Patrick și cu Laurențiu. Din punctul meu de vedere, în speța respectivă, Patrick a avut dreptate pentru că s-a văzut cu ochiul liber. Acest Laurențiu a prins coarne văzând că este susținut de public și că a prins și că am avut marea majoritate empatie cu el. Când Daniela l-a făcut cum l-a făcut. Ok, asta nu înseamnă că vom merge cu tine, Laurențiu, să te susținem și dacă faci rele. Ca să înțelegeți că puteți să aveți 70.000 de grupuri, 70.000 de conturi false, 10 nebuni care să vă posteze de 30 de ori pe secundă, că sunt echivalent cu zero. Ba, din contră, ne deranjează vizual și pe noi că vedem că vor să vă scoată sfinți și voi sunteți cornilă cu coadă. Din punctul meu de vedere, te-ai văzut cu saci în căruță, te-ai văzut că ești susținut și acum încep să persiflezi pe toată lumea, ba din contră să-i vorbești pe la spate că acum nu mai ai cum să pleci, că ai susținerea publicului și că îi vei da afară pe toți pe rând și că vei lua cec după cec. Din punctul meu de vedere, ai demonstrat lumii întregi că nu te duce capul la 34 de ani și că nu ești atât de matur și de înțelept pentru vârsta ta. Dacă tu crezi că pentru un episod care am empatizat cu tine, te vom susține pe mojicii și răutăți. Să-ți fie rușine, Laurențiu. Din punctul meu de vedere, Patrick a fost îndreptățit, păi adică eu te salvez, că dacă nu era Patrick, tu nu mai erai acum în emisiune, măi, Laurențiu, după care are obligația în viziunea ta ca Patrick niciodată să nu te mai voteze, că își va lua hate. Nu! Toți concurenții vă votați în funcție de ceea ce faceți în emisiune. Dacă tu nu prestezi nimic în această emisiune și doar stai pe bancă și mănânci și te duci la hotel, pentru asta nu vei fi votat. Noi nu știm nici cum tu la vârsta ta nu știi să abordezi o femeie. În primul rând, nu știi, nu neapărat amoros, să porți o discuție cu ea. Nu știi. Nici în subiecte nu te bagi. Deci nu știu, care e rolul tău în emisiune? Că tu te ascunzi, păi nicio fată nu mă vrea. Păi da, nicio fată nu te vrea pentru o aventură, cuplu sau ce vreți voi. Dar poți, dacă ești înțelept, poți întreține discuții, antrena discuții, deschide subiecte, așa că, Laurențiu, un mare, mare dislike. Sper să-ți dai cu reveneală și să înțelegi că în viață nu luăm viața la mișto, că de fapt viața ne ia pe noi la mișto. Dacă ne facem că trăim frumos, e doar o iluzie. Așa că pune osul la treabă și dă-ți cu reveneală și arată lumii întregi că ai 34 de ani. Cu adevărat. Nu fi puști de 15 ani care nu știi să abordezi o femeie, nu știi să porți o discuție cu o femeie. Și mai ai pretenții să stai și în emisiune. Pentru ce? Ca să ocupi locul degeaba? Zic și eu. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori, că se aduce în discuție fetele noi în Aleina, Ștefania și cu Virginia au fost în club. Dragele mele, în momentul când veniți în casa iubirii să vă găsiți partener, ce căutați în club? În normal, în club, te duci să fii admirată, să abordezi, să fii abordată, să bei și să dai din dos. Un mare, mare dislike. Chiar dacă voi spuneți generația asta nouă că vă este relaxare. Care este relaxarea și care este scopul de a ajunge în club?
decât să fiți admirate. Să vedeți, să admirați și să fiți admirate. Din punctul meu de vedere, nu este ok. Bărbații să stea acasă, iar voi să mergeți în club să ce? Să beți și să dați dândos. Nu-mi place, nu pot fi de acord cu voi. A, că mergeați cu băieții împreună, ok, mă înțelegeam. Dar ca să vă duceți voi trei pupeze la club, nu este ok. Fapt că Ștefan și cu Cosmin stăteau și își puneau întrebări, ce ați făcut voi în club? V-au abordat băieții, ați abordat voi băieții, mai mult ca sigur prin capul lor s-o fi îmbătat vreo una din ele, ce-or fi făcut? De ce mai, și acum fac apel către toate tinerele, de ce vreți voi să planeze asupra voastră niște suspiciuni urâte? Eu acum vă întreb pe voi, există posibilitatea să apară unul peste 2-3 ani și să spună, știi, în data de la ora cu tare, eu am fost cu Aleina, Ștefania, Virginia, una din voi. Și am făcut și am dres. Cum puteți justifica acest zvon? N-aveți cum. Pentru că ați fost acolo. Și chiar voi spuneți, dacă mă crede bine, dacă mă crede lumea bine, dacă nu, asta e. Păi da, dragele mele, dar eu v-am mai spus un lucru. Dacă vreți să nu vă intre praful în oală, acoperiți-o. Nu dați motive bărbaților și femeilor răutăcioase să vă strice reputația. Din punctul meu de vedere, Bianca a fost învățată să nu iasă în club cu voi ca să pozeze în fata bună sau poate chiar nu-i plac cluburile și pentru asta o apreciez. La voi, dragele mele, s-ar putea peste câteva luni să iasă o nebună, un nebun și să spună, știți ce a făcut cutăreasca în seara cutare la clubul cutare? Măi, demnitatea se pierde într-o secundă. Reputația vă este pătată într-o secundă și ce credeți? Pata aia poate să rămână toată viața ca pată în frunte. Așa că stați bine și gândiți-vă, a, că erați cu cameraman după voi și stătea și vă urmărea cu cineva din staff. Da, ați fost trei pupeze la club. Păi puteți să faceți toate trei ce vreți și vă ascundeți una pe alta. Urât, nu mi-a plăcut. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? O vedem pe Larisoaica, că spune, eu nu dansez în club ca să nu fiu un exemplu de așa nu pentru fetele tinere. Asta acum deja se vede de 45 de ani, are 21 de ani și se vede de 45 de ani. Dar întrebarea mea, că oricum e penibilă în tot ce scoate pe gură, întrebarea mea, Larisoico, tu crezi că doar dansul ar trebui să fie decent? Păi de ce nu ești decentă, fetiță, în limbaj? În acțiuni, tu ești aia care spui că tai mâinile la bărbați, tu ești aia care spui dacă mă apuc de tine să fac mișto de tine, se tăvălește lumea pe jos, tu ești aia care te copiază fetele și n-au voie să facă normalitatea din viața noastră, cum suntem acum, să ne spălăm. Mă, om fi, dar tu nu te speli sau cum? A, cred că nu te speli că n-ai dat exemplu că se spală ca tine. Să-ți fie rușine de petardă, de mincinoasă. Cum să spui, mă, de dans că tu nu dansezi? Păi, în primul rând, comportă-te ca atare pentru vârsta ta în emisiune ca să fii un exemplu de admirat și de luat în seamă. Iar ne arăți că te dai sfântă și, de fapt, ești petardă. Să-ți fie rușine. Deci am râs cu poftă când am auzit cât de tută poți să fii. Păi ce exemple sunt astea? Vorbește frumos, comportă-te frumos. Și abia după aceea dansul. Ce bine ar fi fost să dansezi tu, să te tăvălești, să te coțăi tot dansul și să fii educată și bună la suflet. Ar fi fost de minune și nu-ți mai luai hate. Îți luai hate că te coțăi. Asta era. Dar ți-ai luat hate că ești obraznică, că ești tupeistă, că ești bombardieră. Așa că nu mai poza în Sfânta Filoftea, că n-ai nicio treabă. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? O vedem pe Giulita, care acum merge în casa băieților și vrea să intre în grația
băieților, exact ce a făcut și în sezonul 2, văzând și constatând că nimeni nu o mai suportă. Și acum stă și se pisicește și este de acord cu toți băieții. Ba, din contră, Robbie, simțind că doamna Mantea nu este genul de moderatoare care să fie imparțială și că este deranjată că Robbie o atacă oarecum pe Giulita, încearcă, părerea mea, să îi intre în grații Giulitei și să facă pace cu ea ca să nu se deranjeze doamna Mantea. Din punctul meu de vedere, puteai foarte frumos, Robbie, să eviți să mai contact cu această Giulita și să o ții la distanță, la modul să-i răspunzi sac a dat și sec, da, bine, nu, pa. Dar tu vrei să intri în grații doamnei Mantea și totodată să îmblânzești, să îmblânzești fiara din Giulita. Nu cred că reușești și nu dă ok, sincer. Nu. Se vede că vrei să umbli cu mănuși. Asta e concluzia pe care am tras-o eu. Ce vedem? Îl vedem pe Cosmin și care spune cu voce tare că se dezice de astfel de susținători obraznici care îi impun cu cine să facă cuplu. Bravo ție, Cosmin, felicitări! Mai vedem că Giulita începe și spune că Bianca ia locul sfidător, dar pe ea nu deranjează. Păi dacă nu te deranja ca să vezi că ești mincinoasă, nici nu o observai. Dar se pare că ai vrut să scoți în evidență că Bianca este fata care vrea să vă ia locul și este sfidătoare. Este adevărat. Dar nici voi nu sunteți demne de a spune acest lucru. Că și voi ați vrut să vă impuneți prin vagabonțeala și răutatea pe care o aveți în voi, Giulita și Larisoaica. Și așa că, cât ar fi de perversă Bianca și de hoață, eu știind ce face, tot voi cădeți într-o lumină proastă pentru că ea a știut cum să facă să ieșiți voi vinovate pentru că sunteți. Și se vede atunci că ea e mai puțin vinovată. Asta înseamnă că nu vă duce capul. Așa că, dragii mei telespectatori, vedem că vine o fată nouă, Creața o să-i spun, care s-ar putea să schimbe situația în casă. Nu știu, vom vedea. Abia aștept să văd emisiunea de astăzi și în seara asta să ne vedem pe live 9:30, 10. Vă aștept cu drag, a voastră, Pandele Laura.